Salut, prieteni! Am intrat acum pe autostradă și o să-i facem o regenerare optimă la filtrul de particule. Intrăm aici la DPF. Ce informații avem acum de la program e că filtrul de particule nu are nevoie de regenerare și că acum 113 km și-a făcut cu succes regenerarea. Asta știm despre el. Vedem că avem temperatura de 89 de grade, deci temperatura este bună, 260 temperatura filtrului de particule în față. Bun, dar ce avem noi nevoie ca să facem o regenerare cum trebuie? Avem 5 puncte. Trebuie să avem peste 75 de grade temperatura apei, ceea ce ați văzut că aveam 89, deci asta o avem. Temperatura filtrului de particule să fie peste 240 de grade și pe asta o avem. La punctul 3, doar să nu avem becul aprins de la motorină. Deci nu contează că avem jumătate de rezervor, un sfert de rezervor, că mai sunt discuții pe forumuri că trebuie să aveți peste jumătate de rezervor. Nu, să nu fie becul aprins. La punctul 4 e să nu avem erori, ceea ce nu avem nicio eroare pe mașină, e pe tester pus, nu avem nicio eroare, deci mașina e fără erori. Și la punctul 5, aici este important, filtrul de particule își face regenerarea și peste 60 de km. Deci noi dacă mergem pe un drum național cu 70-80 la oră, 90 la oră, el și-o face. Dar recomandat și optim pentru filtrul de particule ca să se curețe bine este peste 100 de km la oră. De aia e bine să prindem autostradă și undeva mai sus spune că la 1000 de km ar fi bine să facem o regenerare corectă. Ați înțeles? Ca să păstrăm filtrul de particule în cea mai bună stare. Filtrul de particule funcționează bine, noi mergem în oraș, ieșim puțin, el își face regenerarea. Chiar am făcut un video și când și-a făcut-o la 70 la oră. Deci el și-o face, dar cel mai corect este peste 100 de km la oră. De-aia am și ieșit pe autostradă, de-aia am preferat și seara ca să fie drumul liber, să pot să fac video ăsta liniștit. După punctul 5 aici, mai jos, pentru o regenerare optimă, avem nevoie de 20 de minute cu peste 100 de km la oră. Dar unde putem să mergem 20 de minute peste 100 la oră decât pe autostradă, da? Ce o să facem noi în program acum? O să facem o regenerare forțată. Sună urât regenerare forțată, noi practic doar cerem o regenerare filtrului de particule. Adică aici nu o să mai apară nouă că n-are nevoie, îi transmite filtrului că are nevoie de regenerare și transmite că are mai mulți kilometri ca să-și facă filtrul regenerarea cum simte că suntem pe drum lung. Și tot ce avem de făcut e să-i cerem regenerarea și să mergem cu peste 100 de km la oră 20 de minute. Hai să facem treaba asta, temperatura e ok, totul este ok. Cer o regenerare acum. Am 100 la oră. Cu succes a cerut regenerarea. Și vedeți, acum ne apare filtrul de particule vrea regenerare. Și apare aici că acum 3000 de km și-a făcut regenerarea. Practic doar i-a transmis filtrului, i-a modificat datele ca el să-și facă regenerarea. O pun la 110 la oră, pe pilot automat, și așteptăm regenerarea. Am ales seara ca să fie drumul liber, liber, să nu mă încurce nimeni. Sunt cu treapta 5, am 2200 de turații la 110 la oră, deci motorul merge relaxat, nu-l chinuim. Iar pe forumuri sunt discuții că s-o turați la 3000, la 3500, deci sunt multe știri false, da? Să zic așa. De-aia mașinile în Germania sunt mult mai ok, pentru că ele vin cu filtrul de particule activ, ele merg pe autostradă, se curăță cum trebuie și e altă curățare. Deci la noi, chiar dacă filtrul e încă activ, dar săracul se chinuie, pentru că la 70 la oră nu și-o face ca la 110 la oră, n-are aceeași răcire și aceeași temperatură. Ce am observat la filtrul meu este cam mult ulei în DPF, normal trebuie să fie sub 6, din ce am mai citit pe forumuri, în rest este ok. Deci temperatura are, presiune are, așteptăm să facă regenerarea. Și se apropie. Au cam trecut 20 de minute. Acum, dintr-un moment în altul, ar trebui să apară 9 aici sus și 0 km jos. Gata. Deci la fix, cam fix după 20 de minute de autostradă, a apărut 9 și dacă ne uităm jos aici, 0 km. Deci chiar acum și-a terminat de făcut regenerarea, mașina este stas. Deci cam ăștia sunt parametrii optimi
O să vă las mare aici pe ecran, ca să-și facă mașina regenerarea corectă și cel mai bine cum este pentru filtrul de particule. Prieteni, sper că v-au fost de folos informațiile, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat! Pa!